Biserica Ortodoxă sărbătorește la 7 septembrie pe Sfinții Cuvios, Simeon și Amfilohie, de la Pângărăți, cei care au fost fetnici de taina ai voievozilor și făclii luminoase ale călugărilor și credincioșilor. Sfântul Cuvios Simeon s-a născut la începutul secolului al XV-lea într-un sat din apropierea orașului Piatra Neamț, în timpul evlaviosului domnitor Alexandru cel Bun. Încă din tinerețe era râvnitor pentru cele dumnezeiești, alegând viața monahală și intrând în obștea mănăstirii Bistrița. În anul 1432 s-a retras la liniște împreună cu încă doi ucenici ai săi pe malul stâng al părâului Pângărăți, unde și-a făcut o chilie din bărne de brad într-o frumoasă poiană. Așezământul lui a devenit cunoscut sub numele de sihăstria lui Simeon. Sfântul voievod Ștefan cel Mare l-a ajutat să înalțe o mică biserică de lemn cu hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. La sfințirea ei de către mitropolitul Teoctis I, cuviosul Simeon a fost hirotonit preot, devenind astfel primul întemeietor și egumen al mănăstirii Pângărăți, ce s-a numit până în 1508 Schitul lui Simeon. Sfântul cuvios părinte Amfilohie de la Pângărăți s-a născut în anul 1487 în țara de sus Moldovei și a început viața monahală de tânăr la mănăstirea Moldovița, de unde a venit la Pângărăți în anul 1508. Aici a fost ales de toți viețuitorii părinte duhovnicesc, conducând obștea mănăstirii timp de 56 de ani. În anul 1566, cuviosul Amfilohie, sihastrul, cunoscând că îi se apropie sfârșitul vieții, a lăsat egumen la Pângărăți în locul său pe ieromanahul Teodorit, ucenicul său, iar el s-a retras la Moldovița, mănăstirea lui de Metanie. Acolo, fericitul Amfilohie a primit marele și îngerescul chip al schimniciei sub numele de Enoch, iar în anul 1570, aflând de la Duhul Sfânt ceasul morții sale, s-a împărtășit cu Sfintele Taine și și-a dat cu pace sufletul său în brațele Domnului nostru Iisus Hristos la data de 7 septembrie la 7 ceasuri din noapte, în zilele lui Bogdan Voievod. Relatează condoleanțe.ro.